Zilele municipiului Tecuci au debutat cu o liturghie la Catedrala Sfântul Gheorghe, la care a participat în al preasfințitul Casian Crăciun. Hristos a înviat din morți, cu moartea spre moarte cântând și cerul Manifestările au continuat cu inaugurarea expoziției Muzeului de Istorie Teodor Cincu. La eveniment au participat oficialități ale județului Galați, dar și fostul șef al statului, Emil Constantinescu. După ce acest iureș pe care îl trăim și care se dorește o operație de curățire a corupției în România, se va termina. Ce se va întâmpla după și ce se va întâmpla cu țara noastră. Este o bună zi, așa cum ați spus, că Sfântul Gheorghe a omorât Balaurul, dar după ce a omorât Balaurul, ce se întâmplă după aceea? Ce s-a întâmplat cu creștinismul, știm. A reușit să doboare un imperiu și a reușit să cucerească pe baza moralei creștine ceea ce numim cultura europeană și civilizația europeană, care este un model pentru întreaga lume. Am participat azi la o manifestare deosebită, inaugurarea, practic, și redeschiderea Muzeului de Istorie din Tecuci, care se va numi Anton Cincu. Și vreau să subliniez continuitatea culturală a Tecuciului și un fapt pe care îl voi sublinia și cu altă ocazie, rolul pe care l-au demnitarii în activitatea lor în slujba cetățeanului. Acest proiect deosebit este inițiat de către fosta conducere a primăriei Tecuci și a Consiliului Local trecut, Eduard Finkelstein, fostul primar, care a permis să acceseze un astfel de fond și de subliniat încă o dată că Tecuciu, prin două fonduri europene, a reușit să pună în valoare două instituții culturale, Casa de Cultură și Muzeul de Istorie din Tecuci. Andreea Bălan, Boschito și Voltaj vor concerta în weekend la Tecuci. Spectacolele vor fi completate cu momente artistice oferite de trupe locale de muzică și dans. De asemenea, vor fi acordate premii de către municipalitate cuplurilor căsătorite de peste 50 de ani, centenarilor și olimpicilor.